Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Domnul Dumnezeu a vorbit în Vechiul Testament poporului său despre faptul că, dacă ei vor fi ascultători de ceea ce le spune el, Domnul, atunci Dumnezeu îi va binecuvânta. Și binecuvântările care vor veni peste ei vor fi multiple. Printre altele, zicea Domnul în Leviticul, în capitolul 26, versetul 8, 5 dintre voi vor urmări 100 și apoi 100 vor, vor pune pe, pe fugă 10.000. Și apoi dușmanii voștri vor cădea sub ascuțișul sabiei voastre. La fel, repetă Dumnezeu binecuvântările și în alte părți, în Vechiul Testament, în cărțile lui Moise mai ales. Și vedem în Deuteronom, la capitolul 28, lucruri de felul acesta. Aici Dumnezeu spune chiar de la versetul 1, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, împlinind ceea ce Dumnezeu îl spune, păzind poruncile lui Dumnezeu, atunci spune versetul următor, iată toate binecuvântările. Pe care le va da Dumnezeu peste tine, peste poporul tău, de care vei avea parte dacă vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău. Și Domnul a spus multe: vei fi binecuvântat la venirea ta, la plecarea ta vei fi binecuvântat. Domnul îți va da biruința asupra vrăjmașilor tăi. Ei se vor ridica împotriva ta, pe un drum vor veni împotriva ta, dar pe șapte drumuri vor fugi dinaintea ta și multe alte lucruri frumoase pe care le promite Domnul Dumnezeu poporului, dacă este ascultător de Domnul. Dar, în același timp, Dumnezeu vine și spune că dacă nu vei asculta, atunci blestemul va veni peste tine. Ori ascultarea aduce binecuvântare, dar blestemul vine dacă nu este ascultare. Și Domnul spune de la versetul 15, de pildă, aici în capitolul 28 din cartea aceasta Deuteronom, de dacă nu vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi legământul, dacă nu vei avea grijă să împlinești ceea ce îți cere Dumnezeu, atunci vei fi blestemat. Uite de ce vei avea parte, de blesteme. Și spune Domnul, din pricina răutății faptelor tale, vor veni aceste lucruri pentru că tu ai părăsit pe Dumnezeu. Domnul te va face să fii bătut de vrăjmașii tăi. Domnul te va lovi cu nebunie. Citezi doar câteva din lucrurile pe care le menționează Dumnezeu. Domnul te va lovi, lovi cu nebunie, cu orbire, cu rătăcire a minții. Nu vei avea noroc în treburile tale. În toate zilele vieții tale vei fi apăsat. Apoi vei de o casă, de pildă, și nu vei locui vei să de o vie și nu vei mânca din rodul ei. Și multe alte lucruri pe care le spune Dumnezeu, pe care uh, le arată Domnul. Dumnezeu spune în versetul 45, toate blestemele acestea vor veni peste tine, te vor urmări, te vor ajunge, pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului Dumnezeului tău, de ceea ce ți-a cerut Dumnezeu. Lucrurile acestea s-au întâmplat în tocmai în uh, istoria poporului Israel și vedem acest semnal foarte evident atunci când uh, a început campania de cucerire a țării pe care Dumnezeu a promis poporului că o va da, țara Cananului. Uh, în cartea lui Iosua se consemnează. Uh, această înfrângere, de fapt, este singura înfrângere pe care o reportează, o cunoaște poporul lui Dumnezeu în campania de cucerire a țării promise sub conducerea Marelui General Iosua. La capitolul 7 din Cartea lui Iosua citim. Despre ceea ce s-a întâmplat. Și cauza fundamentală a înfrângerii care este relatată aici, a poporului Israel, este tocmai lucrul acesta. Poporul a păcătuit. Au fost oameni care au săvârșit păcat și nu au ascultat de glasul lui Dumnezeu. Datorită de ascultării lor, au atras asupra întregului popor înfrângerea în loc să fie binecuvântați și ei să urmărească pe dușmanii lor, au fost înfrânți, dușmanii lor i-au gonit, i-au urmărit. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre lucrul acesta la uh, capitolul 7, cum menționam, uh, imediat după ce uh, s-a întâmplat cucerirea țării foarte puternice, și foarte bine păzită și foarte întărită cu ziduri groase înalte a Ierihonului. Pentru neascultarea lor, Dumnezeu ne arată ce s-a întâmplat aici și vedem în capitolul 7 despre lucrurile acestea. Spune cuvântul lui Dumnezeu, copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerach, din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire, și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Dumnezeu decisese și le transmisese uh, poporului, luptătorilor, prin Iosua, această hotărâre. Ca ei să fie foarte atenți că lucrurile care sunt destinate nimicirii, judecății lui Dumnezeu, trebuie să fie nimicite. Iar lucrurile care aparțin lui Dumnezeu trebuie să intre în vestieria lui Dumnezeu. În capitolul anterior, capitolul 6, versetul 18, atrage Domnul atenția când ei se duc la cucerirea țării, la cucerirea cetății Acan și cu ceilalți, cu Iosua și conducerea lui Iosua. Domnul, iată ce vine și spune. Versetul 18 și 19 din capitolul 6. Feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire. Nu cumva să păstrați ceea ce este destinat judecății lui Dumnezeu. Căci dacă veți lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire. O veți nenoroci. Tot argintul și tot aurul, toate lucrurile de aramă și de fier să fie închinate Domnului să intre în vistieria Domnului. Aceasta a fost ceea ce a cerut Dumnezeu. Acum, vedem că e, sunt foarte multe lucruri care, e, datorită neascultării, atrag prin niște ramificații, consecințe foarte serioase asupra vieții oamenilor, nu numai pentru un individ, ci pentru familie poate să vină, pentru popor, pentru biserică putem să spunem. Păcatul are ramificații și consecințe foarte serioase. Îmi amintesc de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Samuel, când Domnul recunoaște bucuria bucuria pe care o are poporul printr-o întoarcere deosebită față de el, față de Domnul, o întoarcere la Dumnezeu sub conducerea împăratului asa. Ne arată cuvântul lui Dumnezeu despre lucrurile acestea în capitolul 15, felul în care Dumnezeu a lucrat, felul în care Dumnezeu a binecuvântat poporul datorită atitudinii pe care o are un om al lui Dumnezeu omul acesta care este deosebit în ochii lui Dumnezeu și care face niște lucruri frumoase. În Cartea Cronicilor este relatată această povestioară în care Dumnezeu recunoaște că Asa și poporul sub conducerea omului lui Dumnezeu Distruge lucrurile murdare, idolatre, care au fost zidite și aduse ca o închinare idolatră zeilor și astarteilor și așa mai departe. Dumnezeu a văzut ceea ce au făcut ei și Dumnezeu s-a bucurat de, de atitudinea pe care o are Împăratul. De pildă spune, asta a făcut ce este bine și plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său. Și pentru aceasta. La un moment dat au venit etiopienii să cucerească poporul acesta și să-l distrugă. Spune Biblia că a venit Zerah etiopianul și a ieșit împotriva lor cu o știre de un milion de oameni înarmați. Apoi aveau 300 de care foarte bine, foarte bine dotate. Au venit împotriva lui Asa și a poporului lui Dumnezeu. Asa ce a făcut? A chemat pe Domnul Dumnezeu și Dumnezeu, zice Biblia, a lovit pe etiopieni. Și Asa a fost învingător, a fost biruitor. Acum, imediat după ce se întâmplă lucrurile acestea, Duhul lui Dumnezeu spune Biblia, a venit peste Azaria, fiul lui Oded. Azaria s-a dus înaintea lui Asa și i-a spus împăratului, ascultați mesajul pe care îl are Dumnezeu pentru împărat. Ascultați-mă Asa și tot Iuda și Beniamin. Domnul este cu voi când voi sunteți cu el. Dacă îl căutați, îl veți găsi. Iar dacă voi îl părăsiți pe Dumnezeu, atunci, atenție, și el, Domnul, vă va părăsi pe voi. Mesajul lui Dumnezeu este foarte clar. Și ei trebuia să fie foarte atenți la lucrul acesta. Ascultare de Dumnezeu cere Domnul. De asemenea, în Cartea 2 Samuel, la capitolul 12, unde avem istorioara în care este relatată căderea în păcat a lui David, a împăratului David, Dumnezeu vine și spune următoarele lucruri lui David, de la versetul 9, pentru ce ai disprețuit tu cuvântul Domnului? Adică de ce nu ai ascultat de ceea ce ți-a cerut Dumnezeu? De ce nu ai făcut ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu? Ce s-a întâmplat aici este o pată peste viața și peste istoria existenței în această lume a Marelui Împărat, profet, om al lui Dumnezeu, David. Pentru ce n a ascultat de glasul Domnului, de cuvântul Domnului? Și Domnul îi spune ce a făcut, în ce anume a constat faptul că el nu a fost ascultător. Dar apoi, iată ce spune Biblia. Acum, iată, zice, niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că mai disprețuit și pentru că ai făcut ceea ce ai făcut. Așa vorbește Domnul. Din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua sub ochii tăi nevestele tale și spune Dumnezeu lucrurile care se întâmplă în viitor. Și Natania a zis profetul lui David, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri, dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să hulească numele lui Dumnezeu, săvârșind ceea ce ai săvârșit, de aceea copilul care ți s-a născut va muri. Foarte dureros lucrul acesta, să se întâmple astfel de lucruri, dar vedeți, mereu și mereu Dumnezeu vorbește astfel de situații în care arată că dacă poporul nu ascultă, atunci vin blestemele peste el. Blestemul este atras de neascultarea poporului lui Dumnezeu. Și o altă istorioară găsim în 1 Samuel la capitolul 2. Aici este istoria unui preot în Vechiul Testament, Eli, este numele lui. Omul acesta nu a reușit să își educe suficient de bine copiii. Copiii nu i-au fost suficient de ascultători. Datorită acestui lucru, pentru că nu a știut să îi mustre și să îi îndepărteze de la slujire, fiind neascultător, de aceea Domnul s-a mâniat. Ei totuși, zice cuvântul lui Dumnezeu, cu toate că îi mustră tatăl lor, ei nu sunt ascultători. Nu ascultă de mustrarea tatălui lor, nu ascultă de glasul, de cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci spune Biblia că un om al lui Dumnezeu a venit la Eli și i-a zis, așa vorbește Domnul și amintește despre lucrurile frumoase Dumnezeu pe care el le-a experimentat în casa lui, în viața lui, datorită faptului că a fost ascultător de Dumnezeu, el, Eli, preotul. Dar acum vine Domnul și spune, pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele, darurile mele, care am poruncit să fie aduse la locașul meu cel sfânt, și cum se face, Eli, că tu cinstești pe fii tăi mai mult decât mă cinstești pe mine? Și apoi Domnul vine și rostește judecata. Și din nou, vedem, au venit bine binecuvântările peste casa lui Eli, datorită ascultării. Dar acum Dumnezeu vine și amintește judecata, datorită neascultărilor. Iată, de aceea, zice Domnul Dumnezeului Israel, spusesem că și casa ta, și casa tatălui tău au să umble în totdeauna înaintea mea. Wow, ce lucruri extraordinare, ce profeție deosebită, ce promisiuni fantastice are omul acesta din partea lui Dumnezeu. Casa ta, casa tatălui tău va fi întotdeauna înaintea mea și vor umbla întotdeauna înaintea mea. Acum, zice Domnul, de departe de mine lucrul acesta. Dar ce s-a întâmplat? Dumnezeu se schimbă? Da, Dumnezeu se schimbă în hotărârea lui. Dumnezeu aduce judecata peste casa lui Eli, datorită neascultării. Zice, departe de mine să se, se întâmple așa ceva. De ce? Căci voi cinsti pe cine mă cinstește. Dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. E bine, dragii mei, iată, suntem aici în Situația aceasta, în capitolul 7 din Cartea lui Iosua, și vedem că se întâmplă exact lucrurile acestea. În același timp, aș vrea să avem foarte mare atenție la lucrul pe care l-am menționat. Păcatul și neascultarea noastră de Cuvântul lui Dumnezeu atrage consecințe foarte grave. Dacă Dumnezeu ne promite binecuvântarea prin ascultarea noastră, în același timp, Dumnezeu ne avertizează de blestemul care poate să vină și vine ca consecință a neascultării. O consecință gravă a neascultării noastre din partea lui Dumnezeu, cu judecată, cu blesteme care vor veni. Și aceste consecințe, ceea ce este foarte grav, este că nu lovesc doar în noi, ca și indivizi, ci vor afecta familia noastră, cercul nostru apropiat, pe cei de lângă noi. Păcatul are consecințe foarte grave. Acum, dacă privim atent la păcatul care s-a petrecut aici, în istorioara noastră, din ceea ce avem în capitolul 7 din cartea lui Iosua, vom vedea păcatul lui Acan, dar și vom înțelege că sunt anumiți pași succesivi pe care i-a comis, pe care i-a avut în aducerea la îndeplinire în mod concret a dorinței sale păcătoase și a ajunge la păcatul pe care l-a comis acan. Deci sunt niște pași din instinct, sunt niște pași succesivi, ca niște etape în a se ajunge la comiterea păcatului. Și aș vrea să vedem aceste etape, fiecare dintre noi să ne putem analiza și să fim foarte atenți. Sunt ca niște semnale care pot să vină pentru noi, dacă știm aceste lucruri, ne avertizează să nu mergem mai departe, să încercăm să oprim din fașă, în etapele pe care le avem succesive, comiterea păcatului. Biblia ne spune aici, în începutul din nou a capitolului 7 din Cartea lui Iosua, Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire. Și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Mai mult, s-au dus să atace o cetate care era mai puțin întărită decât cetatea precedentă cucerită, cu foarte multă ușurință spre surprinderea lor a Ierihonului. Acum sunt în fața cetății Ai. Au venit oamenii și au spus generalului Iosua, „Nu are rost să deranjezi toată armata, toată oștiria, doar câțiva oameni, pentru că cetatea asta este foarte slabă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, aproape 3.000 de oameni au pornit să cucerească o cetate slab apărată, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. Oamenii din Ai le-au omorât aproape 36 de oameni. I-au urmărit de la poartă până la șebarim și i-au bătut la vale. Și poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. Sunt în fața cuceririi teritoriilor care le stau înainte. Au promisiunea din partea lui Dumnezeu că vor cuceri toată țara aceasta în care locuiesc oameni a căror stare de păcătoșenie a ajuns la culme și Dumnezeu nu mai poate accepta lucrul acesta și a decis distrugerea, judecata și condamnarea acestor popoare idolatre, păgâne. Și instrumentul de judecată din partea lui Dumnezeu este poporul său ales. Dar iată, inima lui este moale ca apa, cum să meargă mai departe? Ce se întâmplă? Gândiți-vă la aceste consecințe fantastic de dificile. 3000 de oameni au mers să cucerească, dar au fost omorâți din poporul lui Dumnezeu aproape 36 de oameni. Probabil că cel puțin 30 de familii, dacă nu mai mult, sunt răvășite sufletește. Le-au murit, le-au fost uciși cei dragi din familie. Au pierdut pe cei dragi ai lor, Inimile familiei sunt zdruncinate, inimile poporului, întregului popor. Oamenii aceștia sunt zdruncinați. Pentru că a venit blestemul, măsura de blestem din partea lui Dumnezeu, datorită neascultării. Iosua, generalul, este și el surprins. Și Dumnezeu îi se descoperă lui Iosua. Și Domnul i-a zis lui Iosua, scoală-te, pentru ce stai? culcat astfel pe fața ta. Israel a păcătuit, au călcat legământul pe care li l-am dat. Am spus să nu ia din lucrurile date spre nimicire. Am spus tot aurul, argintul, rama și așa mai departe, fierul, să intre în viseria Domnului. Am spus aceasta. Zice, dar ei au luat din lucrurile date spre nimicire. Le-au furat, au mințit, le-au ascuns printre lucrurile lor. Observați, Dumnezeu vine și este foarte concret în înfăptuirea pașilor pentru păcatul care s-a săvârșit. Din poporul lui Dumnezeu, care s-au dovedit neascultători, sunt unii care uite ce au făcut. Și referirea era foarte clară, Acan trebuia să recunoască cine este cel care a făcut lucrul acesta. Deci au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat lucrurile acelea, apoi au mințit și apoi au și ascuns, înșelând, pozând într-o situație că totul este ok, totul este bine. Dar, de fapt, în ascuns era păcatul murdar acolo. Și consecința este 36 de familii afectate, poporul întreg afectat, inima poporului slăbită, moale ca apa, în fața a ceea ce de acum stătea ca să fie o campanie de cucerire al țării promise de Domnul. Acum. Vine momentul când ar fi trebuit ca la această situație, cel care a comis păcatul să fie deschis. Și când Iosua vine și spune, iată mesajul din partea lui Dumnezeu, cineva dintre voi a păcătuit, cineva dintre voi a luat lucrurile date spre nimicire, a luat din ceea ce aparține Domnului și trebuie să fie în vistirea Domnului, cineva dintre voi a furat. Cineva dintre voi minte, cineva dintre voi ascuns lucrurile acestea. Era foarte normal că în acel moment Acan să vină și să declare Iosua, îmi pare foarte rău, eu sunt cel care am făcut lucrul acesta. Eu sunt vinovat. Din tot ceea ce vedem în Sfintele Scripturi, din mesajul lui Dumnezeu, știm ce s-ar fi întâmplat în acea situație. Dumnezeu este un Dumnezeu plin de milă și de îndurare. Iartă! El nu obosește iertând, așa ne este relatat în Sfintele Scripturi Dumnezeu. Dumnezeu nu obosește iertând. Acan ar fi primit iertare, ar fi scos la ivială lucrurile acelea, ar fi primit iertare, ar fi primit o mustrare, și ar fi putut să meargă mai departe cu mai multă atenție de acolo înainte. Și poporul, de asemenea, să fie încurajat, întărit, inima să nu-i fie moale. Ar fi continuat campania de cucerire, avându-l și pe Acan între ei. Dumnezeu i-ar fi dat iertare, Dumnezeu ar fi binecuvântat casa lui, familia lui. Dar, pentru că nu a făcut lucrul acesta, pentru că nu a recunoscut și începe o anchetă care se desfășoară și ajunge ancheta până când este descoperit Acan. Atunci, într-adevăr, recunoaște acum, când este totul dat pe față, doar acum recunoști. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, atunci când Iosua stă în fața lui Acan, la capitolul 7, versetul 19, spune Fiule de slavă Domnului Dumnezeu lui Israel mărturisește și spunem ce ai făcut. Nu ascunde nimic. Acan a răspuns lui Iosua și a zis, este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lui, Israel. Și iată ce am făcut. Am văzut în pradă o manta frumoasă de șiniar, 200 de sicli de argint, o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit și le-am luat. Iată, sunt ascunse în pământ, în mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele. Se pare că păcatul lui Acan este cunoscut nu doar de el și de Dumnezeu, ci și de cercul apropiat al familiei lui. Pentru că toată familia lui avea să fie distrusă și să fie sub judecata lui Dumnezeu. Și a venit pieirea peste Acan și toată casa lui. Înseamnă că și unii din familie apropiată au văzut când el a ascuns lucrurile acestea despre care Dumnezeu a spus. Tot argintul, aurul, toate lucrurile de aramă, de fier sunt ale Domnului. Trebuie închinate Domnului, trebuie să intre în visteria Domnului. Se pare că unii din familie, nu doar Acan, au fost părtași la păcatul pe care l-a săvârșit Acan. Au ascuns lucrurile acestea. Dar observați Acum, în încheierea acestui timp pe care îl avem în episodul nostru, pentru că vreau să continuăm cu exact pașii aceștia la care mă refer, observați, sunt niște pași pe care nu doar Domnul îi spune lui Iosua, pe care i-a zis de la început au luat în lucrurile acelea, de ce le-au furat, au mințit, le-au ascuns. Nu doar Dumnezeu spune aceste lucruri ca niște pași distinți în comiterea păcatului propriu zis și în ceea ce s-a întâmplat și unde s-a ajuns. ci însuși Acan recunoaște în cuvintele sale că de fapt sunt niște etape, sunt niște pași ai comiterii păcatului. Și spune aici Acan, zice, am văzut în pradă o manta, frumoasă de șiniar, am văzut. Apoi am văzut 200 de sicli de argint, o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit. Apoi le-am luat. Apoi le-am ascuns în cortul meu, în mijlocul cortului meu și argintul este sub ele. Dragii mei, acestea, acestea sunt niște lucruri care ne arată efectiv pașii succesivi în etapele pe care le avem până s-a ajuns la comiterea păcatului propriu-zis și apoi la înșelăciunea pe care a avut-o și a încercat să -o, o emită Acan. De aceea, în episoadele următoare, vreau să urmărim, pornind de la lucrurile acestea, tocmai pașii succesivi în comiterea păcatului, pentru ca să-i cunoaștem și să încercăm să evităm comiterea păcatului. De ce? Datorită unui simplu fapt pe care l-am spus chiar de la început, Dumnezeu vrea ascultarea de cuvântul său și aceasta atrage binecuvântările din partea lui Dumnezeu. Dar avertizează, Domnul spune foarte clar că dacă nu este ascultare și intervine păcatul, el ne desparte de Dumnezeu. Și atunci, în loc de binecuvântare, vor veni lucrurile care țin de blestemele pe care le-a rostit Dumnezeu. Haideți dar să urmărim în episoadele următoare pașii succesivi în comiterea păcatului, pornind de la felul în care Acan, de fapt, a păcătuit. Până atunci, vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu prin ascultarea de ceea ce El ne cheamă să împlinim în numele minunat al Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos.